Numele meu este Augustu Dumitru, sunt președintele fondator al Asociației Române de Cosmonaut și am avut că cunoscută mai bine sub numele de ARCA. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în această seară alături de noi, de noaptea muzeilor. Povestea ARCA a început în 1999, acum 20 de ani, la inițiativa unor studenți de la Facultatea de Inginerie Spațială din București și în mod surprinzător, probabil, în colaborare cu sprijinul logistic al Consiliului Naval al Republicii Românești și al Consiliului Naval al Republicii Românești.
s-au construit TNP-uri cu patiția completă pentru aparat și elemente de structură împreună cu cabina care a fost testată la sport deasupra Mării Negre cu sprijin logistic al Ministerului de Interne. Aici avem două vehicule de test, bine de top test vehicle, care au fost folosite pentru programul ExoMars al Agenției Spațiale Europene. Acesta a fost un comisie împreună cu forțele navale, acestea este macheta pe care s-a lucrat împreună cu Agenția Spațială Europeană și Agenția Spațială Rusă la modificarea configurației de zbor. În cadrul programului ExoMars s-au desfășurat două misiuni, una care a fost un succes, iar a doua care a fost un succes de plin. În a doua s-a transportat la altitudine de 24.700 de metri, din nou tehnica recuperată despre suprafața Mării Negre de către forțele navale române. Aici avem trei drone, dintre care una de mari misiuni este probabil cea mai mare dronă românească construită vreodată. Ea, de fapt, era mult mai mare, o grămadă de 16 metri, mult mai mare decât este aici, s-a scos o secțiune de armă, care are doar 9 metri am văzut, datorită faptul că nu putea posibil intra în acest hangar. Dar chiar și așa este o mare misiuni. A fost testată de asemenea în Statele Unite, în New Mexico. Și două drone de New Mexico mai mici. După cum am spus, aceste exponate au intrat în patrimoniul muzeal și este cea mai importantă, una dintre cele mai importante zile din viața mea și din viețile colegilor mei, pentru că e o confirmare. Practic, la propriu, această echipă a reușit să scrie istorie. Și nu ne vom opri aici, acum 3 săptămâni am avut un test cu unul dintre cele mai mari motoare cu combustibil lichid, construit de toată în Uniunea Europeană și construit deja un motor și mai mare de 50 de tone forță, al căror teste la zbor vor începe în toamnă. Nu vreau să dau foarte multe date, dar din nou colaborare cu anumite structuri ale statului. Vreau să specific foarte clar că tot ceea ce a realizat această echipă a fost realizat în fonduri private, iar toată colaborarea logistică pe care am avut-o cu forțele armate române s-au făcut contra cost, noi plătind pentru aceste servicii, dar dincolo de acest lucru, colaborarea dintre noi și forțele armate a fost excepțională, după cum putem vedea și în această seară. Vă mulțumesc de tot, încă o dată că ați venit, ați fost alături de noi și noi o să continuăm și promitem că vrem o opinie aici. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție pentru, nu știu, următoarele minute sau cât doriți să... Da. Nu, este pe... Nu, am votat un nou sistem începând de anul trecut, de prin octombrie. Este un sistem bazat pe apă, a fost anunțat acum 3 săptămâni, se pare, și folosește încălzirea apei. Apei, pur și simplu, normală, în rezervor, la temperatură de 250 de grade Celsius. Este un rezervor de compozite făcut din rășină specială, capabilă de să reziste la acea temperatură. E o rășină cumpărată din camerele animale din Statele Unite, pentru că acum nu se găsește. Apa este injectată în camera motorului, unde parțial se transformă în vapori, crește presiunea în cameră și apoi prin inducție are loc o încălzire suplimentară a apei crescând din punctul specific al motorului cu aproximativ încă 7 secunde. Această încălzire suplimentară, care are loc cu baterii lithium-polimer, capacitatea mare de încărcare, va fi doar pentru varianta reutilizabilă. Impulsul specific, nu, are impulsul specific maxim de 67 de secunde. Și va fi folosit pentru ceva mai mult de suborbital? Poate fi folosit ca și
Azi fiind o singură dată. Cum? Exact. În configurația cu LAS, e bine de bine cu partea de tot. Ea poate să facă lucrul ăsta fără să aibă nevoie de OGC System, în cazul în care lansează doar 100 kg pe minut. Deci, se poate lansa de la 100. Asta înseamnă să ajungeți la sub 1% raportul de masă. Exact.